Directorul școlii Liteni a demisionat din funcție în urmă cu 2 luni. Atribuțiile acestuia au fost preluate de un director adjunct care ar fi plecat în vacanță. Fostul director a venit la mine în birou, m-a anunțat că și-a dat demisia și că să mă duc la inspectoratul școlar să vedem, să se rezolve, să vedem ce directorul va veni în locul lui. Am zis că nu e normal, pentru că nu poți să pleci chiar așa, să pleci când vrei, vii când vrei. Era corect să anunți intenția lui de a nu mai continua, să numească un nou director, să preiei de la el. Pur și simplu a venit, m-a anunțat și nici nu l-a mai văzut prin localitate. A fost plecat. Nu știu, el a spus că are niște probleme de sănătate, Doamne ferește, nu am nimic acum. Dar cred că era corect și normal ca să fie o continuitate pe toată perioada asta de vacanță, să încercăm să pregătim școala pentru noul an școlar. Efectiv, de 2 luni și ceva, nu avem cu cine discuta la școală. Practic, că a răspuns un director adjunct, că celălalt spune, bine, stau numai eu, că ceilalți au plecat în concediu, trebuie să plec și eu în concediu. Efectiv, n-am avut cu cine discuta. Așadar, primarul orașului susține că nu a avut cu cine să colaboreze în vacanța de vară ca să pregătească unitățile de învățământ pentru noul an școlar. A fost făcută curățenia pentru noul an școlar, igienizarea spațiilor. Nu pot să vă spun nimic pentru că școlii n-am avut cu cine vorbi, nici nu știu ce s-au făcut, nici nu știu dacă s-au achiziționat lemne, dacă nu s-au achiziționat, nici nu știu dacă s-au pregătit pentru noul an școlar. Nu știu efectiv nimic. Practic, acum suntem și chiar astăzi am luat legătura cu fostul director să-mi pună la dispoziție o hârtie de la DSP în vederea înaintării documentației acelea pe care am primit-o cu lucrările necesare pentru a primi autorizația de funcționare. Și, practic, m-au trimis, nu știu cu cine să vorbesc, nu știu, nu. E un lucru foarte, foarte grav. Da, asta e viața noastră. Cum tot pățitul este învățat, primarul a luat legătura cu inspectoratul școlar, sperând la numirea unui director cu care să colaboreze eficient. Numai că noul director de școală ar fi fost pus pe criterii politice. Este vorba despre un profesor de la Udești care va trebui să facă naveta la Liteni. Domnule primar, spuneți-mi, vă rog, credeți că numirea a fost politică? Cu siguranță. Deci nu s-a vrut altceva decât numai lucrul ăsta. Sunt nicio formă să o țin cont de nimic altceva. Practic, eu n-am nimic personal cu niciun cadru didactic, dar pur și simplu nu s-a ținut absolut cont de nimic din ceea ce am discutat cu dumnealor. Practic, au făcut așa cum i-a tăiat capul. Cred că bine să predăm școli la inspectoratul școlar și inspectoratul școlar să ocupe de tot ce trebuie la școli și dacă noi nu mai avem niciun cuvânt de spus sau măcar să ne consulte. Practic, nici nu ne spun nimeni. Primarul Tomiță Unisii speră să poată colabora corect cu noul director pentru ca cei 1500 de elevi ai școlii să nu aibă de suferit.